Peste 370 de sportivi au luat parte la etapa finală a campionatului național destinat categoriei de vârstă junior 3. În cadrul competiției care s-a desfășurat la Cluj, au participat și atleții liceului cu program sportiv din Baia Mare. Alexandru Dosa a avut o evoluție foarte bună, reușind să urce de două ori pe podium. Sportivul antrenat de Dana Dragoș a obținut medalia de argint la săritura în lungime și medalia de bronz în proba de 110 metri garduri. Delegația liceului cu program sportiv Baia Mare a fost prezentă la campionatul național de junior pe etapă finală, în care am obținut rezultate foarte bune. Elevul Dosa Alexandru a obținut medalia de argint, adică vicecampion național la săritura în lungime, și am mai obținut un bronz la proba de 110 metri garduri, rezultate deosebite, plus un loc 5 în finala de 100 de metri plat. Rezultatele sunt extraordinare, ne-am pregătit, într-adevăr a reușit să se concentreze, am reușit două medalii deosebite. Medalia de aur în proba de săritură în lungime a fost cucerită tot de un sportiv băimărean. Este vorba despre atletul Acoș Balint de la CSM Baia Mare. De asemenea, sportivul Alexandru Dosa a luat startul și în proba de 100 de metri plat, unde s-a clasat pe locul 5. Am realizat două medalii în două zile foarte greu. Una de argint la săritura în lungime, celălalt băimărean, tot de-al nostru, a obținut aurul, felicitări lui, și am mai obținut la 110 garduri în probă de viteză locul 3. În cadrul competiției de la Cluj, o altă sportivă de la LPS Baia Mare a obținut o medalie de bronz. Diana Costin s-a clasat pe locul 3 în proba de aruncare a discului.